Oh, ce super! Hai rog, oamenii, stai să facem o nouă serie pe acest canal cu jocul Darksiders 3. M-am lăsat de jocurile indie temporar și se pare că mi-am schimbat și microfonul, din ce puteți auzi. Și vreau să vă întreb pe voi să-mi lăsați în comentarii cum vi se pare această schimbare, gen cât de bine mă aud pe acest microfon. Și să nu uitați în primul rând să lăsați un like și un subscribe acolo pentru fratele, dacă nu ați făcut asta deja. Dacă nu știți seria Darksiders, în seria Darksiders este vorba despre un război între cele trei tărâmuri făcute de creator. Tărâmul îngerilor, al demonilor și tărâmul oamenilor. Tărâmul oamenilor era foarte mult în urmă, nu era atât de bine dezvoltat. Și exista un consiliu al păcii care pusese un sigiliu peste aceste trei tărâmuri, că numai în cazul în care acel sigiliu se rupe, o să înceapă război. Ei așteptând ca oamenii să ajungă la nivelul tehnologic la fel de înalt ca cel al demonilor și al îngerilor. Poate fi o bătaie de la egal la egal, însă oamenii nu au putut să ajungă la acest nivel, deoarece sigiliul s-a rupt mai devreme. Apoi a început Darksiders 1 prin unul din cei patru cavaleri ai Apocalipsei, care a venit pe pământ. Și el a fost implicat într-o înscenare mai degrabă. El a fost chemat pe pământ doar ca să separe cei patru cavaleri. În Darksiders 2 eram cu al doilea cavaler, care era moartea. El venise pe pământ cu o întârziere de 100 sau 200 de ani, nu mai știu, după celălalt cavaler, însă el avea ca misiune să facă o nouă geneză, să sacrifice el pentru a recrea omenirea, însă nici acesta nu a reușit. Și acum avem Darksiders 3, unde jucăm cu al treilea cavaler, Fury, care a venit pe pământ după ce a fost trimisă de consiliu ca să captureze cele 7 păcate. Am jucat foarte puțin din joc, chiar am trecut de primul boss aici, pentru că vine imediat. Uite, băiatul ăsta face ce și face ceva de mâncare. Avem pe Fury cu, nu știu cum să-i zic, la arma ei, lasou să-i zic, cu lasoul ei să-i zicem așa. O armă foarte șmecheră. Hai să-i batem pe băieții ăștia. Știu că pe aici, pe undeva, era ceva. Erau niște suflete. Noi trebuie să, când omorâm acești mobi, am văzut că ies din ei niște suflete albastre. Cu sufletele acelea albastre, lumina aceea albastră este un suflet. Cu sufletul acela noi putem să ne cumpărăm iteme mai încolo în joc. Avem sus în stânga bara de viață, sub ea avem o bară de furie, să-i zic așa. Această bară, când se încarcă, noi dăm un fel de magie mai puternică, așa. Îl avem aici pe omul nostru, Watcher, care ne ghidează în această misiune. Și primul nostru demon, îl avem pe Invidie, sau demonul Invidiei. Hop, hop, mi-a dat aici două bucăți. Bă, ăsta, parcă acum, da, trebuia să fac dodge, hai că am reușit. Stai că s-a supărat băiatul ăsta. Și coborâm aici un etaj. Dau puțin sonorul mai încet pentru că mă bâzie foarte tare. Trebuie să mă urc acolo sus la el ca să-i dau o mare bucată. Hai să ne urcăm. Mergem și aici. Jocul este împânzit de puzzle-uri, din ce am înțeles. Așa a fost și Darksiders 2. Darksiders 2 am apucat să-l termin, însă Darksiders 1 nu l-am jucat absolut deloc, spre rușinea mea. Două jocuri foarte bune și sper că și acesta să fie la același nivel. Așa, de pe caps lock parcă punem ținta pe el. Vine valul. Oh, m-a luat valul ăsta. Și mai vine unul. Am făcut acolo un dodge superb. Facem și aici un dodge. Mai facem unul. Hai că încep să mă pricep. Și acum pot să-mi activez, vedem acolo furia de pe F. Hop, mai coborăm un etaj. Hai să mergem după cioara asta. Pe unde urcăm? Uite, urcăm pe aici. Așa, am urcat aici. Mergem. Hop. Parcă mă dau pe liane.
Mamă, cred că nu-l prind. A, l-am prins, l-am prins. Și acum să-i dau mare bucată. De pe F dădeam super mega lovitura. Oh, n-am fost atent aici. Hai să facem un dodge aici. Încă unul aici. Și mergem și dăm mare bucată la cioară. Ne apare acest cristal care ne arată că de pe R, îl avem în partea stângă jos, vedem că de pe R ne putem da viață, cum am făcut și acum. Hop, 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 hai că vine valul. Bă, ăsta s-a pus fix deasupra mea, mă. Hai că l-am liniștit pe primul demon. Am să sar peste cinematicuri pentru că și așa nu pot să salvez și o să mă întind cu jocul foarte mult, o să ajung la 20 ceva de minute. Acum dacă voi dori să las cinematicurile, să-mi spune, să-mi lăsați în comentarii acolo, bă, prostule, las acolo cinematicul că vreau să văd ce se întâmplă. Așa, am luat acea clepsidră, sau nu era o clepsidră, nu știu, era, uite, avem acolo, o avem pusă la pantaloni, o vedem aici, hop. Care ne indică, este un fel de busolă, ne indică unde sunt următorii demoni. Avem aici un demon înecat. Ăsta e unul din primii demoni care au apărut în primul joc. Așa, mergem mai sus. Bă, jocul arată bine. Jocul ca grafic arată bine, însă putea să arate mult mai bine. Of, am luat-o puțin o pauză aici de la filmare pentru că am fost deranjat de niște prieteni de-ai mei cu... care mi-au sunat acum la ușă ca să-mi vorbească mie despre Domnul Iisus, ce-mi plac oamenii ăștia. Am avut o discuție foarte interesantă de 2-3 minute în care a trebuit să le explic că, bă, plecați de aici. Că nu este ceea ce pare. Hai să vedem ce se mai întâmplă mai departe. Știm că ce știm? Știm că pământul este împărțit între demoni și îngeri și fiecare având partea lui de pământ, de teritoriu pe care o controlează. Noi am câștigat, să zicem, un prim teritoriu și acum mergem la următorii demoni să-i omorâm și pe ei, să-i capturăm, de fapt, că nu-i omorâm, îi băgăm în acea busolă, să zic așa. Oh, arată foarte superb apa. Urme? Nu las urme. Așa, nu mai știu ce vorbeam. Vorbeam despre grafica jocului, cred. Mi se pare o grafică bună, însă parcă în 2018 jocul arată mult mai bine de atât. Dacă era făcut cam acum 2-3 ani, dacă era scos, probabil arăta mai bine. Ce știm sigur, o să avem și un al patrulea joc, cu al patrulea cavaler și probabil și un al cincelea joc, cu, cred că un joc care să încheie seria. Uite, ne pică aici Macarol ce? Și aici este la, nu mai știu cum îl cheamă, demonul acela care era shop. Cred că Vulgrim sau ceva în gen. Hai că ne atacă băieții ăștia. Numai bine au picat băieții ăștia cu Biblia lor, fix acum că mă bat eu aici cu demonii. Au picat la țanc, să zic așa. Mamă, ce șmecherie asta. Nu-mi place că atunci când dau o mașină pot să le stric, să le arunc, să le fac ceva. Uite, mai avem acolo ceva heal. Și mi-ar place dacă aș avea un buton de sprint, ceea ce nu am. Am decât acest buton de dodge. Au mai apărut 3 băiețași din ăștia. Vedem acolo când omorâm pe băieții ăștia, iese o licoare, iese un spirit albastru, cel care ne dă în partea dreaptă, vedem acolo jos în partea dreaptă spiritele care sunt monedă de schimb. În partea stângă avem cele de viață și un spirit galben care ne dă furia aceea. Așa, uite, mai luăm de aici unul. Hai că au coborât băieții ăștia aici la noi. Am din nou acelea furie încărcată. Și mai avem o furie, dacă vedem, se mai încarcă ceva lângă cele două din stânga sus. Aceea mă pot transforma în super șmecher, un luptător super șmecher. Este, cum să zic eu, varianta finală a transformării mele. Așa. Uite, avem aici un first person în care îmi trec capul prin ciuperci și prin iarbă.
Așa. Aici a murit căutantă lău. Bă, ce este asta? Spune tu lui fratele tău ce este asta. Wow. Nici n-am apucat să văd că am spart-o. Cred că sunt sufletele data trecută. Dacă tot a murit acolo și-au păstrat. Așa. Ăla de acolo de sus să dea mine. Aș vrea să pun eu ținta pe el să-l liniștesc. Hai că l-am făcut pe fraier. În ce direcție mergem? Mă duc încolo sau mă duc pe aici? Hai să mergem mai jos. Oh, vedem un alt demon care face grătar. Cred că și pe acolo și pe aici ajungeam în același loc. Oh, ce mi-a dat-o băiatul ăsta pe la spate. Am damage cam mic. Oh, ce super. Super dodge am făcut acolo, logic fără să vreau. Ce este aici? O poartă roșie. Și ce-i urtania asta care urlă? Wow. Un super demon. Ia să vedem dacă apăsăm noi pe R să ne încărcăm HP-ul. Bă, m-a luat și o semi-răceală, să zic așa. Așa, dăm un F aici. Poate reușesc să îl fac pe fraier. Hai că l-am omorât. Poți să distrug chestii pe aici? Da, dar nu prea. Mai avem aici un demon mort, i-am luat sufletul. Dacă apăsăm M, ce se întâmplă dacă apăsăm M? Oh, dacă apăsăm M putem să ne punem puncte. Deocamdată nu am unde să pun. Aici ce este? Nici aici nu am. Astea sunt de viață. Astea sunt... Ia să vedem. Aha, astea le transformă în suflete. Sunt niște cristale care conțin mai multe suflete și aici vedem că avem o armură. Pot să trec dincolo? Nu pot să trec dincolo. A început și muzica. Din păcate nu este Danny Mocanu, așa că nu vreau să ne placă muzica asta lor. Pot să mă prinde undeva să sar acolo sus? Nu pot, din păcate. Așa că mergem aici. Wow, ăsta se ascundea după dulap. Bă, boogeyman. Mamă, ce mi-ar fi plăcut la nebunie să pot să dau pe aici un sprint. Hop, 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 hop. E nașpa că nu se pune ținta. Imediat ce omor un demon, mi-ar place să se pună pe alt demon. Să se facă focusul. Uite, mai găsit aici un demon mort. Nu înțeleg de ce iluminează pantofii. Pantofii talpa. Hop. Am un copac imens. Cât de imens e copacul ăsta. Am picat. E ok. M-am speriat. Am crezut că am și murit și că mă dă iar de la început. Uite. Am găsit și niște calculatoare. Putem băga un metin liniștit ca băieții. Cum se face. Văd dacă dau... Space și chestia asta. Am un combo mai șmecher? Se pare că da. Uite mă că tot ziceam de metin. Dacă distrug aici calculatoarele mai pică cât un suflet. Ce este aia? Ăștia fac scandal. Așa, urcăm mai sus. Și ce se întâmplă aici? Apare prietenul Vulgrim. Vulgrim îl chema, nu? Ia să vedem acum, poate îi zice pe nume. Asta era shop-ul, băiatul unde ne cumpăram iteme de la el. Iteme, licori, consumabil. Da, și iteme. Stai că... Da, Vulgrim, în Darksiders 2 puteai să-ți cumperi și ai
iteme. Nu știu dacă și în acesta, însă vedem acum. În fine, nu mă interesează discuția lor. Deci unde apare chestia asta pe hartă este omul nostru Vulgrim. Îl vedem aici. Ia să vedem, dăm E pe el. Aici îi dăm lui băiatul ăsta suflete. Și el ne dă câte un level. El ne face levelul practic. Ți-i dau și level 3. Nu-i dau level 3 că poate mai am nevoie de ele. Ia să vedem, are ceva. Consumabile, cumpărăm chestii. Astea nu mă interesează deocamdată pentru că nu știu la ce mă ajută consumabile astea. Ingrediente nu avem și asta cred că este un fel de rună de pus pe armă. Aici mă pot teleporta, mă pot întoarce înapoi într-o altă hartă și dăm ăstea un la revedere. Știu că aici se salvează automat și data trecută am jucat-o până aici. O să opresc aici acest episod. Episodul o să fie lung, o să țină cred că până la 20-30 de minute, depinde cât de repede mă mișc și cât de mult ai din ele. Nu uita să-mi spui în comentarii cum ți se pare această schimbare, mă refer la microfon, și ce părere ai despre joc, cum ți se pare ție grafica jocului, cum ți se pare jocul. Îți mulțumesc că ai stat până la final, nu uita să lași un like și să te abonezi dacă nu ai făcut asta deja. Eu am fost Adal și ne vedem la un nou episod data viitoare.